În România, atunci când crezi că mai rău nu se poate, întotdeauna vine cineva să ți arate că e mereu loc de mai rău. Am avut astăzi un scandal fără precedent în parlament, Florin Roman de la PNL a fost evacuat cu forța de la prezidiu. Scandal, țipete, nebunie în Parlamentul României. Acesta este primul scandal, al doilea scandal PNL și PSD par să colaboreze. Nu știu dacă e o colaborare de lungă durată, dar par să colaboreze. Hai să ne concentrăm mai întâi pe primul scandal al zilei, ziua în care s-a citit moțiunea de cenzură. Cum a început această ședință? Cam așa. Deci ăsta, articolul spune foarte clar, domnul Roman, sunteți vicepreședinte, vă rog, nu mai faceți un abuz, lăsați-o pe doamna Dragu să conducă ședința. Moșteanu de la USR e supărat pentru că Roman a preluat conducerea ședinței și ar vrea, spune el, conform regulamentului, să conducă Anca Dragu ședința. Bun. Haideți să reintrăm în c cadrul regulamentar ori, și după aia începem ședința. -i. Articolul 14, articolul 15 aliniatul al 2, scuze, articolul 15 aliniatul al 2. Haideți să începem ședința regulamentar, reintrăm în cadrul regulamentar, doamna Dragu conduce ședința. Bun, mulțumesc foarte mult, domnul Moșteanu, să înțeleg că aveți o propunere de suplimentare a ordinii de zi. No. Am o propunere. O să rog Re să reintroduce... O, o să rog, conform regulamentului colegii, să-i cheme pe colegii care confundă sala Parlamentului cu altceva și vă rog foarte mult... Asta s-a întâmplat astăzi, asta am văzut pe stream oficial al Camerei Deputaților, foarte mulți oameni au urmărit și strimul streamul live al lui George Simion de pe Facebook. Domnul Roman, uzurpați puterea aici în Parlament. Sunteți vicepreședinte al Camerei. Părăsiți, părăsiți loc. Haideți, domnul Roman, gata, nu mai aveți scaun. Ați rămas fără scaun. Jenante momente în Parlamentul României. Momente foarte bune pentru George Simion. Momente foarte bune pentru aur tot ce se întâmplă în aceste zile nu face decât să ofere acestui partid și mai multă atenție. Iar de atenție au nevoie oamenii aceștia. Scandalul acesta a fost transmis de George Simion pe Facebook. Televiziunile au preluat direct stream-ul lui de Facebook. Haide! Domnul Roman, plecați Hai să înțelegem cât de bine privit e George Simon acum în rândul propriilor fani. Și ce potențial de creștere are în Umba, continuare, gata, 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 cu astfel de chiar și cu astfel de momente. Aici, bă, la microfon. Nu auzi, mafiotule. A fost o zi foarte bună. O zi foarte bună pentru Aur, ziua aceasta. Zi foarte bună pentru Aur, zi foarte bună pentru George Simion. Ce se întâmplă acum pe scena politică. E grav din mai multe motive. Dar unul dintre ele e că partidul acesta e în prim plan și câștigă. Și câștigă nici nu poți să-i judeci prea tare pentru că profită de această situație. E normal. Au avut nevoie oamenii din USR de ei și au trebuit să-i aducă în prim plan. Iar acum ne arată tuturor cât de multă mocirlă e în Parlamentul României. Nu că ei nu ar face parte din mocirlă. Dar ceea ce prezintă pe rețelele de socializare, ceea ce prezintă în mod public, e că ei sunt apărătorii poporului în Parlamentul României. Și e ușor de înțeles de ce foarte mulți oameni se vor lăsa convinși că așa e și nu vor înțelege ce se întâmplă cu adevărat în acest partid și cine sunt și ce vor acești oameni cu adevărat, dincolo de retorică, dincolo de ceea ce postează zilnic pe rețelele de socializare. Pentru că îi vedem pe politicienii, așa zis, mainstream, cum se fac de râs. Și atunci, în momente de genul acesta, e normal ca oameni bine pregătiți să speculeze astfel de momente de criză, să profite și să câștige teren. Avem pe de-o parte USR, care a ajutat Aur în această perioadă și ajută în continuare, pentru că au nevoie de ei. Îi avem apoi pe cei din PNL și PSD, care ne arată că fac un fel de blat, nu știu dacă eu înțelegere pe termen scurt, pe termen lung, ce au negociat ce se întâmplă acolo, dar și ei ajută Aur în această perioadă. Deci avem toate aceste partide mainstream, USR, PSD și PNL, toate aceste partide, toate trei, din motive diferite, ajută Aur în această perioadă. Și încă o dată e de înțeles de ce aur speculează această criză. Pentru că au speculat criza de anul trecut, speculează criza și acum și în felul acesta ei câștigă, câștigă notorietate, câștigă susținători. E ușor de înțeles de ce oameni care poate nu privesc ce se întâmplă în politică zi de zi, minut cu minut și nu cercetează toate detaliile din spatele unor acțiuni, se lasă convinși de oameni ca George Simion. De ce nu ar fi și oameni care susțineau USR convinși de mesajul ăsta? Pentru că acum gata, aur sunt prietenii lor. Nu? E ușor de înțeles. Și uite, vedem pe g4media.ro Cine sunt Titi Patru Mâini și Antonio Andrușceac, parlamentarii aur care l-au evacuat de la prezidiu pe Florin Roman? Uh, dau ei detalii despre unul dintre ei, dar celălalt e fost membru USR, Antonio Andrușceac, fost consilier local USR în sectorul 4, care a ajuns acum în aur după ce s-a certat cu oamenii din USR ca să înțelegem cât de multe lucruri în comun au oamenii aceștia. Mai multe decât uh, credeam, poate, inițial. Iar în această perioadă USR pierde, PNL pierde, PSD poate că pierde, poate câștigă, nu știu, e încă incert ce se întâmplă cu PSD din punct de vedere electoral vorbind. Aur câștigă. Aur câștigă notorietate în această perioadă. Pentru că, așa cum spuneam, se fac de râs politicienii mainstream. Iar George Simion e suficient să fie acolo. Nu trebuie să facă nimic, nu trebuie să propună un program serios, să vină cu alternative e suficient să arate în streamul său pe Facebook cât de penibil sunt oamenii aceștia. Și funcționează foarte bine genul acesta de mesaj. Mii și zeci de mii, sute de mii de oameni urmăresc strimurile astea. Oameni interesați de ce se întâmplă în politică. Sigur nu vor fi toți convinși de mesajul lui George Simion. Dar o bună parte de ce nu? Iar în 2024, dacă nu mai devreme, Aur va fi unul dintre partidele cu șanse la alegeri. Acum, dacă e bine sau nu, poți să judeci pe cont propriu. Eu zic că nu. Dar asta nu înseamnă că sunt de partea idioților care conduc astăzi România. Nu. Din păcate, nu avem alternative. Adică, într-un moment decisiv în care ai de ales. Ce faci? Îi alegi pe cei care au distrus România până acum și continuă să o distrugă? Sau îi alegi pe cei care vor să o întoarcă, nu știu, în 1900 și ceva? Cam astea vor fi opțiunile în 2024. Conservatori și naționaliști și apoi ultraconservatori, ultranaționaliști. Cam astea sunt alegerile pe care le avem acum în politica românească. Blat între. PSD și PNL. Să vedem ce se mai întâmplă acolo. Colaborare între USR și AUR. Totul e perfect, nu? E frumoasă România.